Până în acest an nu a existat scrutin fără să fie suspiciuni de vot multiplu. Pentru a combate această modalitate de fraudare, sistemul de telecomunicații speciale a achiziționat un program informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, sistem care va funcționa pentru prima oară în această duminică. În fiecare secție de votare va exista un operator dotat cu o tabletă specială care înregistrează și transmite la centru datele tuturor votanților. Anul acesta te vei întâlni în secția de votare cu operatorul de calculator. El este interfața umană a sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, SIMPV. Sistemul crește transparența procesului de votare prin implicarea directă a cetățeanului. Procesul de votare începe atunci când operatorul de calculator îți scanează actul de identitate. Apoi, sistemul realizează simultan următoarele verificări. Dacă ai drept de vot, la ce secție de votare și în ce circumscripție electorală îți poți exercita acest drept, dacă ai votat deja la o altă secție. Astfel, votarea devine mai simplă, mai rapidă și, esențial, este eliminată posibilitatea votului multiplu, implicit a fraudei electorale. În situația în care, după introducerea codului numeric personal al unui alegător în aplicație, sistemul semnalează că acesta a mai votat, președintele secției de votare îi aduce la cunoștință alegătorului că nu mai are acest drept. Dacă alegătorul stăruie în solicitarea sa, președintele secției respective va apela serviciul 112. În acest caz, alegătorul riscă închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau amendă și interzicerea exercitării unor drepturi. Cu ajutorul aplicației, biroul electoral central va ști în timp real care este prezența la vot și va avea primele estimări despre rezultatul alegerilor duminică încă de la miezul nopții.